Haos la Londra. În fața Parlamentului Britanic s-au tras focuri de armă după ce un bărbat asiatic înarmat cu un cuțit a intrat cu mașina în oamenii de pe trotuar. El ar fi înjunghiat un polițist în curtea Parlamentului înainte să fie împușcat mortal de forțele de ordine. Sediul guvernului și clădirea forului legislativ au fost închise. Un alt incident s-ar fi petrecut și pe podul Westminster, acolo unde cel puțin 10 persoane au fost rănite. Poliția cercetează incidentul ca fiind unul de tip terorist. Incidentul a avut loc în timp ce membrii Parlamentului Britanic se aflau în clădire. 3 sau 4 focuri de armă au putut fi auzite de martori. Well, I was walking along the pavement opposite Big Ben and the Houses of Parliament, just outside Westminster Underground Station, when I heard an almighty crash and a vehicle looked like a 4x4. I could see on the opposite side of the road it crashed into the railings. There was smoke coming from underneath the bonnet of this vehicle. I walked on a few paces further and saw what I assumed to be either a pedestrian or a cyclist who had clearly been hit. The guy who I assumed was the driver of this 4x4 got out of the car and suddenly sprinted away from the scene, and that was followed by 4 what sounded very much like gunshots to me. And then all of a sudden, of course, all hell was let loose. Police descended everywhere. The whole area was locked down. Se pare că este un atac terorist. Se pare că s-a întâmplat pe podul de la Westminster. O mașină a intrat în mulțime. Unul din cei din mașină a tras focuri de armă. Un alt individ, sau probabil, nu știu, un alt individ a înjunghiat un polițist. Iar un polițist l-a împușcat pe cel... pe cel care a fost atacatorul cu cuțitul. Știu că foarte mulți oameni medici, asistenți medicali care lucrează chiar în spitalul de la baza podului Westminster au ieșit foarte rapid afară și au început să acorde prim ajutor victimelor. Se pare că sunt în jur de 10 persoane afectate. Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, nu este în pericol și nu se află în zona respectivă. Toți angajații Parlamentului sunt păstrați în interior în siguranță. Sunt peste 10 mașini de poliție la ora actuală, că mă urmăresc BBC-ul pe telefon, și știu că elicopterele deja survolează podul de la Westminster și probabil nivelul de alertă se va ridica, deja a fost ridicat în siguranță.